Palatul Culturii Teodor Costescu a găzduit o expoziție inedită. Elevii Liceului de Artă Ioan Ștefan Paulian și-au expus lucrările de atestat pentru publicul larg și iubitor de frumos din județul nostru. Este un dapre după Ian Tobosu, un artist manga japonez. Având în vedere că îmi plac foarte mult animațiile, am ales această temă. Vreau să transmit ceea ce vreau să fac mai departe, să urmez Facultatea de Arhitectură din Timișoara, la Politehnică, și am transmis o clădire, un zgârie nori, ca să-i spun așa, fiindcă este de 234 de metri din Beijing, China, și asta mă reprezintă pe mine. Lucrări de grafică, de pictură, de design ambiental, proiecte de arhitectură sunt doar câteva dintre tablourile expuse de tinerii talentați ai județului. Cununează cumva strădania, munca lor de 4 ani de zile, exprimată prin aceste lucrări. Examenul a fost susținut săptămâna trecută și ca o prima încercare de a expune aceste lucrări în spațiul acesta, eu zic că a fost un succes pentru ei, un debut, ca să zic așa, în lumea artiștilor, în lumea expozițiilor de artă. Este o expoziție care cuprinde lucrări de grafică și de pictură. Avem foarte mulți copii aici talentați, după câte vedeți, lucrările sunt foarte expresive, pline de culoare, cu linie bogată, și nou aduce faptul că încă o dată se adevărește faptul că suntem un oraș cu oameni, cu artiști talentați. Expoziția va fi deschisă publicului larg, vizitatorii fiind așteptați zilnic la Palatul Culturii, la sala Popa Popas.